în conformitate cu dispozițiile articolului 31, alineatul 1, litera A, și alineatul 3, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 1907-2019, prin codul administrativ, a fost convocat pentru ședința ordinară de astăzi, prin dispoziția numărul 95 din 23-9-2019. Așa. Din cei 11 consilieri locali care compun Consiliul Local, sunt prezenți toți 11. Deci, fiind prezent majoritatea, deci ședința poate să înceapă. Având în vedere prevederile articolului 138, alineatul 15 din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, prin cod administrativ, supun spre aprobare procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Deci, abținere. Așa. Procesul verbal a fost aprobat în majoritate de voturi. La ședință particip ca invitat domnul de la Discuții Interior și cu domnul Meluș, că vreau să prezentăm un raport de specialitate. Vă dau cuvântul domnului președinte de ședință, domnul Alexandru. Da, mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței cu încărnurile legale și democratice. Dau citire cu ordine de zi. 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pe investiții în înființarea de țea de distribuție gaze naturale în comuna Ardeoani de Subacău. Inițiator, domnul primar Victor Deacon. Avis Comisia pentru Programare de Dezvoltare Economică Social, Buget, Finanțe, Administrație din domeniul public și privat al Comunii Agricultor, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației consilierilor locali ai Comunii Ardeoani. Inițiator, domnul primar Victor Deacon. Avis Comisia pentru Program de Dezvoltare Economic, Social, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat, al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a Comunei Ardeoani de Subacău. Inițiator, domnul primar, Victor Deaconu. Aviz 1. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economic, Social, Buget, Finanțe, Administrarea Economiei Public și Privat, al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Patriment. 3. Comisia pentru Administrație Publică, Politică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și numărului de personal de aparatul de specialitate al primarului Comunii Ardeoan și de Subacău pentru anul 2019 și 2020. Inițiator, domnul primar Victor Deacon. Avize. 1. Comisia pentru Program de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat a Comunii Consumatorii, Gospodării Comunale, Protecția Mediului, cu Servicii și Comerț. 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. 3. Comisia pentru Administrare Publică Juridică, Apărarea Coordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. 5. Diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi. Nu. Supunem în discuție referatul domnului viceprimar cu numărul 4897 din 30.09.2019. Supun spre aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției în finanțarea rețea de distribuție gaze naturale și în comuna Ardeoan, județul Bacău, inițiator domn primar Victor Deacon. Avis Comisia pentru Program de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecție Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Nicăi Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, avis, vă rog. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere interesul majoritar al Comunei Ardeoan de Subacău pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne și necesare asigurării serviciilor de utilitate publică și necesitatea accesării de fonduri publice relevante pentru dezvoltarea durabilă a comunii. În conformitate cu prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, prevederile articolului 1, 11 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Ordonanța de urgență a Guvernului 43/2009 de completare și modificare a ordonanței de urgență 114/2018, ordonanța Guvernului 57/2019 prin codul administrativ.
și legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare. Propus spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Ardealan, cheltuielile privind aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție, vizare rețea de distribuție gaze naturale în Comuna Ardealan de Subacău. Astfel, totalul general, valoarea investiției, inclusiv TVA, este de 20.308.402,91 lei, din care construcție și montaj, inclusiv TVA, 16.308.000 și 165,11 lei, iar contribuția din bugetul local, inclusiv TVA, este de 1.701.501 lei. Deci cam asta este acest studiu de fezabilitate. Deci, după cum știți, noi am demarat lucrările pentru înființarea rețelei de distribuție de gaze naturale și s-a făcut un deviz general, dintre care au ieșit sumele astea. Deci, totalul general al valorii de investiții, după cum vă spunem, este de 20.308.402 lei. Construcție și montare, care este partea care se decontează dacă este să facem un proiect cu fondul european, se decontează în totalitate construcții montare, iar construcția din bugetul local al nostru, inclusiv TVA, care sunt celelalte cheltuieli neeligibile, este de 1.701.501. Deci cam asta este. Cam asta este valoarea devizului. Asta e bine, da? Da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, vă rog, domnul consilier. Domnul Popa? Da, am ascultat pe materialul prezentat de domnul secretar. Cred că este o investiție de interes major pe Comuna Ardealan, înființarea rețelei de gaze și distribuția gazelor. Ca și alte utilități, cum ar fi apa, o avem, canalizare și asfalt, care am avantajat foarte mulți elemente de toate, deoarece suntem la 10 km de oraș și ar putea popula satul și ar veni și investitori în comuna noastră, deoarece sunt foarte multe case care sunt chiar părăsite și nu vrea să minime să locuiască, deoarece ajunge și merge peste prafă, întorc și pleacă înapoi. Deci este foarte important și foarte bine de Comuna Ardealan, că o să ființăm rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Da. Și încă ceva, dacă permiteți, domnul președinte, ca să nu mai fac altă intervenție. Numai să nu vă abateți la... Da, unde-i reflectori tot în... De la punctul de vedere. Da. Săptămâna care urmează o să ajungă asfaltul pe drumul național în Comuna Ardealan. Aș avea o rugăminte la conducerea comunei. După ce se asfaltează, vin cu marcajele. Aș dori ca în stația de autobuz să facă trecere pietoni. Deoarece nu este, și poliția stă la pânzări și când traversează cetățenii, îi amendează. Acum nu știu că acești bani vin la bugetul local. Dar cetățenii sunt sancționați nevinovați. Deoarece nu este o trecere de pietoni. Rugămintea noastră să faceți o adresă la lumea naționale și să facă o trecere pietoni când fac marcajul. Mulțumesc mult. Da, plăcere. Mai fost intervenție din cauza că, după cum bine știți, după urma de la după distrasare, e linii continuă. Da. Să încercăm să facem. Dar e și interzicție. Este interzicție. Și două stații de autobuz. Este discontinuă acolo. Da, dar sunt două stații de autobuz și o interzicție și în stânga și în dreapă. Două drumuri laterale care se intersectează cu drumul național. Și aici e problema. Este necesar de... Majoritatea traversează. Da. Da. Înțeles. Facem adresă la drumul național. Clar. Facem deloc. Am mai făcut. Corect. În 2002. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Să trece la următorul punct. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali ai Comunei Ardealan, inițiator domnul primar Victor Diaconu, aviz Comisia pentru programarea de programe de dezvoltare economică, social, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al Comunei Agricultorului cu gospodărie comunală, Protecția mediului, servicii și comerț. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, aviz, vă rog. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre, vă rog, prezentat. Mulțumesc, dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, începem cu 5 iulie 2019, a intrat în vigoare ordonanța de urgență a vizărului 107-2019, prin cod administrativ.
Întrucât această ordonanță a abrogat legea 215, respectiv legea 393 privind statutul aleșilor local, este necesar ca noi să reaprobăm aceeași indemnizație care a fost și conform legilor abrogate și trebuie să actualizăm conform codului administrativ. Deci indemnizația a rămas aceeași ca și până acum. Ca și până acum. 10% din indemnizația lunară a primarului. Corect. Da. Suntem la... Mulțumesc, domnule secretar. Dacă dorește cineva să fie cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Să trecem la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Ardeoan și de Surbacu, inițiator-primar Victor Diacolo. Avize. Comisia 1 pentru programe de dezvoltare economică, social, buget, finanțe, administrare, domeniului public și privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, doamna Nicăi Gabriela, vă rog, președinte la Comisie de Specialitate. Avize. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, aviz. Comisia avizează favorabil raportul în forma prezentată. 3. Comisia pentru... Mulțumesc. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii, Comisia Drepturilor Cetățenilor. Comisia de aviz, deci eu sunt președintele, aviz favorabil. Mulțumim frumos. Dau cuvântul domnului Merușcă Ioan, șef serviciului de voluntariat, pentru a prezenta raportul de specialitate. Conform ordinului 75/2019, privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență, solicit Consiliul Local aprobarea organigramei în forma care v-am și este compusă din șef de serviciu voluntar pentru situații de urgență la nivel de comună, un compartiment pentru prevenire cu doi membri care au cinci de gospodării în administrare și formații de intervenție cu echipe specializate. Și avem patru echipe, echipa de intervenție în caz de incendii, echipa de înștiințare și alarmare a populației, salvare și prim ajutor, echipa sanitară și o echipă de deblocare și evacuare. Acum, după ordinul ăsta 75, serviciul nostru se va numi de tip V1, pentru că avem până la 1000 de gospodării și până la 20 de km față de detașamentul de pompieri profesioniști, respectiv oamenii de pe acești. Nu suntem obligați a ne dota cu autospecială, celelalte V2, V3 sunt obligați să se doteze cu autospecială, ceea implică și angajarea de șoferi, servanți, pompieri. La fel, echipele specializate se vor compune din minim 3 membri, echipele de voluntariat care urmează să le domnim în urma aprobării organigramei, tabelul cu încadrarea și numărul de personal, fiecare funcție în cadrul serviciului. După ce sunt urmăriți toate documentele, se depun în două exemplare, original și copie, la inspectorat la Bacău, hotărârea Consiliului Local pentru Ființare, organigrama, regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, contractul individual de muncă a șefului de serviciu, contractele de voluntariat și documentele care atestă calificarea în domeniu. Și tabel cu material și tehnică de intervenție. Avem ceva materiale, avem motopompe, tractor, autoturism, targă, zic, îndeplinim criteriile de dotare. Așa. Vă solicit aprobarea organizării în forma prezentată. Mulțumim, domnule Merușcă Ioan. Dacă dorește cineva să iei cuvântul, domnul Cernu. Am avut doamna de reprezentat, aș avea o întrebare, dacă cumva cei care fac parte din serviciul voluntariat beneficiază de anumite drepturi sau ceva de cazul primului. Urmează să ne gândim asupra unor persoane. Să o lași cu mine. Da. Să vă răspund. Urmează să contactăm anumite persoane care ar putea să intervină la orice oră pe bază de contract de voluntariat și la o
ședință din Consiliul Local, o să propunem după scutirea de ceva. Spre exemplu, în alte comune sunt scutiți de o taxă de salubritate, o taxă de nu știu ce. Rămâne să o gândim cu domnul primar, cu domnul vice. Trebuie motivat. Altfel nu vin. Dar nu vin la teorii cinci primării. N-am terminat. De asta am pus întrebare, cum vreau da, să știi. La întâlnirea contractului de voluntariat, persoane, în vedere treaba. Persoane care se facă parte din voluntariat, trebuie să fie persoane apte, da, prompte și să avem atenția pe civil. Deci, în momentul în care avem un eveniment sau ceva, să fii pregătiți pentru a interveni cât mai urgent, până vine mâine și până vine altcineva, noi la local să avem cât de cât și fi instruiți. Deci cam sunt de acord. Dacă mai dorește cine va ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. De hotărâre în formă prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Să zicem următorul punct pentru ordine de zi. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru anul 2019-2020. Inițiativul domnul primar vice Victor Diaconu avizează. 1. Comisia pentru Programare de Dezvoltare Economică Social, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniului Public și Privat, al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, doamna Nică Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, aviz, vă rog. Mulțumim frumos. 2. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură și Protecția Socială, Activități Sportive și de Agrement. Domnul Bogdan Macadan, președinte al Comisiei de Specialitate, vă rog. Comisia favorabil raportul. 3. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor și Cetățenilor, Rusu Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, avizând favorabil. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum ministrul v-am spus de fiecare dată, că au dat cu apariția ordonanță de urgență privind codul administrativ, trebuie și noi să ne punem în legalitate cu toate documentele. Așa că și organigrama prevede alte articole din legile care au fost abrogate. Este vorba de 188, 37, legea 7 prin codul de comunitate a publici, 215, iar un amendament care este de luat în seamă, care trebuie să îl adoptăm până la data de, adică în termen de 90 de zile, este vorba despre articolul 611 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019, care la alineatul 1 spune că autoritățile publice locale au obligația în termen de maxim 120 de zile de la data intrării în vigoare a articolului 2 a cărții 6 să aprobe structura organizatorică prin care se stabilește funcția publică specifică de secretar general al unității administrative teritoriale, prin transformarea funcției publice generale de secretar al unității administrative teritoriale, respectiv al subdiviziunii administrative teritoriale. Este vorba că până acum, după cum bine știți, la nivelul instituției, funcția era doar de secretar. Acum, pentru mai mult, întâlniri, după cum bine știți, noi care am participat la aceste întâlniri, secretarii unităților teritoriale sunt confundate cu secretarii primarilor și atunci ei, ca să pot să delimiteze un pic susținea asta, au stabilit-o prin funcția de secretar general al unității administrative teritoriale. Înțeles că se vorba la toate nivelurile, inclusiv municipii, orașe, comunii. Da, totodată, în această perioadă, de când a intrat în vigoare această ordonanță, au statul de funcție al primăriei Ardeoani a suferit câteva modificări. În ceea ce privește două funcționari publici, vorba despre Rusu Laura și Macadan Pisina, care în urma în urma vechimei pe care au stabilit-o în funcția specifică de funcționar public de asistent, după 3 ani, deci legea îi dă voie ca să promoveze într-un nivel superior.
și s-au făcut toate demersurile și în urma examenului susținut în data de 18 a 9 de cele două funcționari și au fost promovate în funcția de consilier principal. Deci a fost consilier asistent și acum a devenit consilier principal. Deci în cazul ăsta noi trebuie să adaptăm statul de funcție pe funcțiile care au promovat. Totodată, în urma vacantării unui post de muncitor necalificat a domnului Barna, care s-a pensionat de boală, postul devenind vacant, am făcut procedura de recrutare a unui muncitor necalificat și data de 19 a fost susținut un examen pe care a fost ocupat. Și de data aceasta am ocupat statul de funcție cu persoana care a câștigat examenul. Deci cam atâta ce modificări au susținut organigram și statul de funcție. Ca număr de personal nu s-a modificat nimic. Da, mulțumim, domnule secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nici nu? Deci, să spun eu două lucruri. Sunt de acord cu materialul prezentat. Noi l-am mai discutat pe data de 27, pe vinerea trecută, nu? Ar fi să zic una, vinerea trecută. Și sunt de acord cu toate cele prezentate de domnul secretar. În schimb, mai o întrebare eu la dumneavoastră. Deci, saltul care l-a făcut doamna Rusu și cum a dat școlul, da? Deci e vorba de coeficient de ierarhizare, practic, nu? Și, da. Și asta, da. Da. Atât. Am încheiat problema, da. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Supunem în discuție referatul domnului viceprimar cu numărul 4897 din 30.09.2019. Dau cuvântul domnului viceprimar. Da. Prin acest referat supun Consiliului Local aprobarea reactualizării expertizei tehnice numărul 67 din 2017 a codului arheologic calamizat în 2016-2017. Motivez solicitarea prin faptul că pentru demararea depunerii documentației la CNI, în vederea reabilitării podului, se impune această procedură. Nu știți la podul Ardeoan, s-a lăsat pe să-i facem o expertiză ca să vedem ce să impune mai departe. Expertiza este, numai că trebuie refăcută din cauza că expertiza e făcută în urma calamităților din 2016, iar în 2017 este scos peste actualul oraș. Și plus că e valabil de 12 luni de zile. Iar acum noi am o ieșit fișa sinteză pe asfaltul cei 3,2 km la CNI. Am pregătit documentația pentru 10,2 km. Așteptăm fișa sinteză și următorul proiect va fi gabioanele de la Năstasă și podul. Și ca să putem să depunem trebuie să fie expertiză la mai pierd un timp, îi facem de timp. Foarte, foarte bine. Dar nu dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, cred că suntem de acord cu ce a prezentat domnul, da? Domnul vice. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. 5 diverse. Dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt. Dacă nu, fiindu-i epuizitate toate vorbirile la ordine de zi, declar? Totuși, la primul punct, dacă tot faci o adresă la ăștia cu drumul așa, ar fi bine și la PEC-ul ăsta, nu știu, sub ce formă, că tare sau la pândă și vin continuu, cum ai trecut, cum ai greșit, zan. Că s-a întâmplat apropo ce spunea domnul Popa. La PEC-ul la noi, deci ești obligator, deci te duci, intri în PEC-ul să ieși primuiești. Vii de la Mâinești, vrei să intri în PEC-ul, intri în intersecție, iar nu cași legea. Da. Unde să mă duc? Mă duc la tărâța, sub întorc. Eu deci respectați zero circulație, mă cer unul. Cum? Respectați zero circulație. Da, nu vă spune, nu știu asta, dacă respectați zero circulație, poate ai fost polițai. Dar și regulile circulare ce face tot oamenii. Nu, 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 poate tot facă, dar trebuie respectat. Trebuie, da. La cuvânt? Da, ei noi nu s-a spus nimic. Iar la fiind depozitate toate problemele la concordie de zi, declar închis de lucrurile ședinței. Ce-i voi spus ceva? Dar asta a spus. Da, am spus cine să înscrie la cuvânt. Eu am înscris unul, iar am. Bună ziua, cu respect, așa numele meu Vlad Romeo, cu respect domnului primar, domnul viceprimar, domnul secretar, domnul președinte de comisii, să urmă la doamna
Consilier, sub Vârla Romeu, cetățean al Comunei Ardeoani. Și ca cetățean cu drept de vot din 2004, m-am prezentat la ședința de Consiliu. Vineri am fost să pun o cerere, o spus ședința este publică, domnul primar, să pot să mă prezint. Eu sunt cu toate analizele la zi. Uitați aici, puteți la domnul primar. Vă uitați că la medicul de familie este de 20 de ani înscris. Așa, la medicul de familie am făcut și la infecțioase și peste tot. Domnișoara, la două domnișoare doctor. Domnișoarele doctorul mi-a spus așa, și că domnule, ești foarte bun. Să zic, domnule, vrei să te iau în căsătorie, poate nu. Și că domnule, ești foarte bun. Uitați, trebuie să-l implic la domnul primar. Da. Și da. La... Ce vreau să ceva să domnul Rusu. Da, domnul președinte. Vreau, am mai multe puncte. Vreau să mă fiu un terenul. Nu. E problema în felul următor. Eu am fost acuzat pe drumul public. Nu mă le puțin. Deci eu cum problemă, eu conduc ședința la nu văd orașul de mine, da? Și cam o primă observație, iertați-mă, că nu mă cunosc foarte bine cu toată lumea. Nu am treabă cu toată lumea. Nu mă împuresc. Deci, n-am făcut adică. La ședință la noi aici, vă rog frumos, uitați-vă și dumneavoastră de jur împrejur, dacă e cineva cu calor în scurți. Vă rog frumos. Deci, noi ne venim aici la ședință, e un consiliu foarte serios, deci, de domnul primar, nici nu mai vorbim și așa mai departe, cu toți care suntem aici, noi am s-a jenit pe pantalon. Da, în ce scuze? Deci, nu pot să spun scuzele, scuzele sunt, dar nu sunt, cum să vă spunem dumneavoastră? Deci, ne respectați pe noi. Da. Respectați pe dumneavoastră, în primul rând. Deci, pe dumneavoastră vă respectați. Domnul președinte. Lătați-mă să vorbesc. Deci, v-am spus că eu sunt președintele comisiei de ședință. Deci, ca o primă observație, vă rog frumos, dacă cumva, deci aveți o problemă, ceva de administrație și așa mai departe, vine la domnul primar și v-a fost. Dacă a spus... A fost și a spus toți prin așa cu acordul domnul primar. Bine, domnul primar a fost bine? Doamne, eu n-am știut, nu mi-a s-a adus la cunoștință treburile astea, dar nu contă. Deci, singura problemă care pe mine mă doare, vă spun la modul cel mai sincer, ținuta, deci... Este nu că sunt eu pe dans sau nu știu ce un alt așa, toți ceilalți care sunt de aici. Deci ținuta este indecentă ca să venim la o ședință de consiliu din, asta îmi spune, din cadrul primăriei. Nu vă spune asta. Eu am fost cu acordul primarului să vin la ședință, domnul președinte. Domnul președinte. Da. Deci pot să discut, dar eu încerc cu ținuta mea. Eu eu am absolvit Universitatea Vasilescu din Bacău, cu specializare inginer, a doua specializare, fac pe scrie așa pe diplomă. Facultatea de știință ale mișcării sportului și sănătății, Bacău. Așa. Poți să confirmi și domnul nou, a fost colegul domnul nou la acest lucru. Ștarele meu a fost general. Bine, însă, dacă sunt probleme de comunitate. Păi am spus mai înainte, dacă... Domnule, ce spuse de ținută? Maiorul de Dima de la pompieri a fost ca asta, ca ce spuse? Primul proiect de la servici. Da, să-l ținem un pic. Domnule, Dima de Maior a fost ca mine îmbrăcat Maior. Deci, domnule, Dima Ionel mi-a fost corect. Da. A fost îmbrăcat Maior la punta lui. Dar nu aveam nicio... Ce spuse? Nu vreau să întreb domnul Rusu. Nu vreau să întreb domnul Rusu. Eu sunt la Codine de rezervă. Mă atai și cu oficier. În fața unui oficier, nu vorbește un oficier. Eu declar domnul secretar, ce scuze? Eu am spus că vin de scuze, poate, nu? Eu nu fac aici. Dar dumneavoastră trebuie să discutați probleme. Dar domnule, am fost și probleme, dar trebuie la probleme. Îmi zic. Domnul secretar, am pus cu oficiere. Domnul secretar, acum de la vedere. Eu de zi? Vrei, domnul secretar? S-a fost la primar, sunt prefectul acolo. Sunt prefectul de Bacău, prefectul de Bacău a spus să mă gândesc, domnul secretar, ești un iată rigoși. Dar domnul președinte, conducerea lucrării de ședință. Ce să fac, domnul președinte? Domnul, deci sunteți abătut de la ordine de zi. Domnule, acum am vorbit la ordine, să nu avem probleme. Deci ședința a luat sfârșit. Mataia aia face cu mine, să știu că am venit. Eu ca ofițer armat de România, aia face cu mine. Domnul Rusu, Mataia ești vinitic în Comuna Ardeoani. Nu vorbesc din fața lui Vârla Romeu, la cotelită rezervă. În 70, până era exact. Spuneți eu, domnul primar, vreau registrare acum, că nu o primi la ședință. Să-i spun să-i să dea registrare. Și mă fac la prefect. Fiind epuizat, e oricum de adevărat. La prefect am spus.